Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura de la Ștefănești pășește încet, dar sigur, spre locul pe care îl merită în ierarhia instituțiilor de profil. Este motivul pentru care finanțarea unității se face în baza aceleiași legi de care beneficiază întregul sistem de cercetare din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu Sisești, iar Ministerul Agriculturii acordă și el sprijin pentru activitatea institutului. Reușim ca în buget să avem o parte de finanțare, mai ales în ce privește problema salarizării, care să-ți asigure o constanță a forței de muncă. Noi spunem că este un moment, nu zero, este peste zero deja, avem colaborări bune, deci nu numai în această finanțare directă, avem și programul ADER al Ministerului Agriculturii, care sper că a dovedit și oficialii din minister sper să fie mulțumiți de rezultatele pe care le obținem, pentru că este într-adevăr un program ADER aplicat. În aceste condiții, conducerea institutului și-a propus ținte concrete care vor prinde contur în perioada următoare. Să redimensionăm activitatea noastră în ceea ce vedeți aici, partea de sere solare și cerințele legale privind menținerea acestor plante din material săditor în categorie biologice superioare. Să întreținem acele plantații pe care lumea nu le înțelege, însă e vorba de fondul de germoplasmă la vița de vie. Deci noi deținem și o colecție cu soiuri obținute în România, dar și plante de viță de vie sălbatică sau alte genotipuri de interes în ameliorare. Sunt plantații care nu aduc venituri și le întreținem foarte greu, însă se fac eforturi deosebite pentru a menține partea de germoplasmă, partea de material săditor și, vă spuneam în paralel, cu extinderea unor plantații care sunt plantații peste 40 de ani, unele dintre ele. În plus, pe lângă rezultatele obținute în domeniul viticulturii, din serele institutului au plecat către legumicultori soiuri noi de tomate, având în vedere că zona Argeșului este renumită pentru potențialul său și în acest domeniu.